HCM Baia Mare a câștigat cu 36-26 la pauză, 19-11, meciul jucat pe teren propriu în compania Universității Cluj. Băimărencele au condus în permanență ostilitățile și s-au impus fără prea mari emoții. Chiar dacă au suferit o înfrângere la scor, oaspetele au jucat cu mult curaj și doar lipsa de experiență a handbalistelor din lot a făcut ca să nu obțină un rezultat mai strâns. Un joc bun, în special în prima repriză. Din păcate, în repriza a doua ne-am deconcentrat și am făcut foarte multe ratări, dar în orice caz principalul este victoria, și în primul rând mulțumim publicului spectator pentru atmosfera deosebită cum s-a desfășurat acest joc. Sperăm să creștem de la joc la joc, să revenim la forma din săptămâna premergătoare, când am participat la trofeul din București și la Supercupa României. Ca în orice debut de campionat, emoțiile sunt foarte mari. Ne-am așteptat la un meci puternic, pentru că echipa din Baia Mare este o echipă puternică, cu pretenții mult mai mari decât avem noi în momentul de față. Însă ne-am dorit foarte mult să facem și să reușim un joc plăcut, în care să nu lipsească curajul, să nu lipsească atitudinea, ceea ce fetele chiar au arătat acest lucru pe teren. Eu pot să zic că am început cu dreptul. Echipa mea asta și-a dorit, să abia am așteptat acest început de campionat. Bineînțeles, suntem la început și ne dorim evoluții din ce în ce mai bune. Jucăm acasă următorul meci, ne dorim mult să-l câștigăm. Și, cum a zis și coach, acasă nu ne bate nimeni. Principalele marcatoare de la HCM au fost Adriana Nechita cu 9 goluri, în timp ce Corina Biriș a înscris de 8 ori pentru Universitatea. Cea mai aplaudată jucătoare de pe teren a fost însă Catarina Iezici. Croata a marcat de 6 ori și pare să fie cel mai reușit transfer realizat în această vară de clubul băimărean. I want to say thank you for everybody in this hall. It's atmosphere, it's very nice and I think that we make a good job and we are favorite in this championship. This is my opinion and we must keep going like this and win every game. În etapa următoare a campionatului HCM Baia Mare va juca din nou pe teren propriu în compania echipei Măgura Cisnădie.